Astăzi o să-l avem pe Robinet provocat la un meci de formă, 1 vs 1, dar este cu un catch, evident. Deja știți, probabil că v-ați uitat la celelalte clipuri, avem 1 vs 1 cu un abonat random. El va trebui să joace Fortnite pe un PC foarte slab, mă rog, PC-ul nu e slab, dar este optimizat să fie foarte slab, la 60 de frame-uri și 60 de Hz. Abonatul său o să joace pe un PC custom-made și challenge-ul astăzi este prezentat de IT Direct Custom Works, PC-uri custom-built destinate celor care vor să cumpere smart, fără să facă sacrificii la capitolul performanță. Salut, eu sunt Robinet și astăzi am ajuns la Nexus pentru că am fost provocat de către Ang să dau 1 versus 1 cu un abonat. O să facem toată treaba asta mai interesantă pentru că este contratimp. O să postez un story, iar abonatul are timp 30 de minute să răspundă la acest story și să se prezinte la Nexus. Nu, Robinet, 30 de minute de când ți-am scris. Mai e 25. Wow, 25 de minute. Băieți, astăzi mi s-a lansat o provocare foarte interesantă. Aveți timp 30 de minute să ajungeți la Nexus pentru a da 1 versus 1 cu mine. Până acum mi-au răspuns 4 persoane la story. Unul mi-a zis te bai la 1 versus 1, altul aș veni eu, dar nu sunt din București. Vin eu imediat și unul mi-a scris. Nu contează ce mi-a scris. Robinet, cred că o să pierzi challenge-ul ăsta, nu? Te văd așa că am emoționat. Sunt un pic emoționat, nu știu, chiar sper să câștig 1 versus 1. În cazul în care nu găsim pe nimeni la story, o să mergem și pe stradă. Am înțeles. De pe story? Da, 100%. 100%? 100%. Bine, chiar are emoții, nu vine să cred. Pă bune că am emoții. Mi-ai sunu, vin eu, stau foarte aproape de Nexus. Gata, el să fie. E mesaj, nu știu. Gata, scriu. Hai la Nexus, ai 20 de minute. Nu, mai puțin, 10 minute. Îl panicăm. Gata. Bun, până vine abonatul tău, din câte am înțeles, știi și cum, pe unde e Nexus-ul, că am văzut că mi-a arătat. Frecventează Nexus-ul, a? Bine, frecventa Nexus-ul, acum e închis. Pare că vine, nu? Au avut emoții. La ultimele clipuri pe care le-am făcut tot în acest challenge, am avut niște emoții, de ce să mint, dar de data asta pare că suntem ok. Hai să intrăm aici în Fortnite. Oricum, să nu te obișnui nici partea cu PC-ul ăsta. PC-ul ăsta care este, by the way, Tomahawk Custom PC făcut de băieții de la IT Direct. Tu o să te joci pe PC-ul acesta care este Destroyer de la IT Direct, tot un PC custom-made, doar că câteva șuste în program. O să-ți blocăm frame-urile la 60. Nu-mi vine să cred. O să ai refresh rate-ul tot la 60. Și abonatul tău o să joace pe Tomahawk. Mamă, nu-mi vine să cred. Tot deblocat. Și ce să mai lungim? Hai să-i dăm direct aici. Stai PC-ul tău, trebuie să mă lași acolo să fac niște setări. Până atunci o să-i fac eu aici cele mai bune setări. Stai, nu, aici o să fac cele mai bune setări. O să te rog să mă lași la PC-ul ăla ca să facem cele mai bune setări. Hai să vă arăt și pouă setările. Foarte, foarte important, reziderul nu trebuie să fie la 100%, brightness-ul e standard, frame rate limit dăm pe unlimited, mă rog, limit am zis și mai bine pe 30, dar la timp avem monitor 240, dăm pe 240. Quality preset dăm pe custom, view distance-ul, din câte am înțeles, foarte bine pe epic, shadows off, anti-rising off, textures low, effects low, post processing low, passing off, motion blur off, show FPS on, ca să le și vedem, multi thread rendering on. Și acum ajungem la Nvidia Reflex Low Latency. În cazul în care aveți o placă video care este GTX 900, sau mă rog, seria 900, recomandarea mea ar fi să fie doar pe on. Orice e peste GTX 960, 970, etc. Dacă aveți o placă video de la RTX, cum avem în cazul de față un RTX 3060 Ti, dați pe On Plus Boost. În cazul în care aveți un monitor mai mare, cu rezoluție de 2K sau 4K, recomand să folosiți și funcția DLSS. Adică, dacă cumva aveți un monitor de 4K și vreți să aveți foarte multe frame-uri, folosiți Nvidia DLSS pe performance sau pe quality, depinde cum preferați. Eu, de exemplu, mă joc pe Full HD, deci pentru mine Nvidia DLSS nu este chiar cea mai bună tehnologie personală, pentru că mă joc mereu pe Full HD 360 Hz, dar Nvidia Reflex Low Latency este de obicei folosită cu OnePlus Boost. Asta în cazul în care mă joc la un PC care are un cel puțin un RTX din seria 30, nu știu. De obicei, chiar și pe 360 merge foarte bine. Bun, hai să intrăm într-un meci să vedem cam cât de bine se mișcă. Mă rog, nu ar trebui să fie probleme față de cum se mișcă ție, asta e clar. Hai doar aici echip. O să vedem și frame-urile când sunt în principiu pe unlimited. Momentan e blocat la 240 și sincer la CPC avem aici cu 56X și cu 3060 Ti și cu RAM în 3600, nu cred că ar trebui să avem o problemă. Bun, după cum vedem, frame-urile nici nu se mișcă din 240 și se mișcă absolut genial. Hai să dăm pe unlimited să vedem cam pe unde ne clasăm. 700 de frame-uri. Mamă! Ție cum se mișcă acasă, Robinet? Nu cu 700. Am înțeles. Am 400, cred. Da, cred că poți să joci Fortnite liniștit, nu? E perfect. E perfect, da? Visez la asta. Mi-l dai mie? Nu. Of. Adică prima oară au jucat bine, pe... Bine. Hai, salut! O, salut! Să dau și un mesaj pe Insta. Bine ai venit, să știi, chiar ești primul. Mersi, foarte bine. Salut. Salut. Mamă, primul abonat care știu să vină unde trebuie. Bă, tu o să te joci pe PC-ul ăsta, o să faci unul versus unul cu Robinet și ce e foarte amuzant sau, mă rog, important, mișcă puțin din mamă să Robinet. El o să te miște în 60 de frame-uri și 60 Hz și tu o să te joci pe 600 de frame-uri și 240 Hz. Forți!
Nu știu dacă ți-a zis de premii, o să avem și un mouse pe care o să-l dăm câștigătorului, care nu știu dacă joacă bine Roblox pe 60, nu știu. Păi tu niște 360 aici. Ți-am făcut oricum toate setările, PC-ul e super optimizat, RAM-ul la 3600, Nvidia Reflex One. Hai, vă las să vă crezi un pic și o dați, da? Hai, da. Abonatorul să joace pe Destroyer by IT Direct Customer System, destinat jucătorilor care vor să distrugă competiția atât în jocuri cât și în benchmarks. Placa este un RTX 3060 cu 12 GB de RAM, perfectă pentru a rula cele mai noi jocuri. PC-ul are un procesor Intel Core i5-12600 la 3300 GHz și este unul dintre cele mai performante procesoare de pe piață și prezintă atât capacitate de procesare sporită cât și viteze demne de Usain Bolt. Sistemul de asemenea are 16 GB de RAM la 3200 MHz per second sau MHz, așadar ne așteptăm ca orice joc sau program să ruleze la viteze super bune. La capitolul Airflow avem o carcasă Corsair 4000D Airflow cu un ester cooler tot de la Corsair. Deci stați liniștiți, guys, e răcoare aici înăuntru. La capitolul stocare, sistemul e echipat cu un SSD de 1 TB, așadar aveți suficient spațiu pentru jocuri și filme. Asta dacă nu vă uitați pe Netflix. În ansamblu, sistemul Destroyer by IT Direct Customer este dedicat celor care sunt hungry pentru performanță, iar experiența utilizării acestui sistem nu va dezamăgi pe nimeni. Sper că și abonatul nostru o să fie mulțumit de PC, pentru că o să joace Fortnite, un joc în care contează foarte tare frame-urile, dar evident avem și câteva opțiuni care să ne ajute. Avem Nvidia Reflex, care funcționează de la orice placă de la seria 900 în sus. Aici o să folosim Nvidia Reflex cu Boost, pentru că avem un RTX 3060 și vă spun din experiență că Nvidia Reflex cu Boost funcționează foarte bine pe seria 3000 și chiar vă recomand să folosiți asta. Nu vom folosi Nvidia DLSS pentru că vom avea două monitoare de 1920x1080, adică rezoluție Full HD, unul folosit la 60Hz și celălalt folosit la 240. Evident, pe sistemul pe care o joace abonatul o să fie la 240Hz. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la challenge să vedem cum se descurcă Robinet. Sami sunt de dezavantaj, ai puțină milă de mine, el e începător la Fortnite, doar se uită la mine, dar îi place ce fac, așa că ești pregătit de 1 versus 1? Da. Top. Să nu se întâmple așa, având în vedere că avem o diferență de hertz incredibilă. Joci pe 240 și un joc pe 60. Da. Nu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat challenge-ul și că te-ai prezentat aici la Nexus. Vreau să-ți dau ție mouse-ul pentru că până la urmă m-ai bătut și l-ai câștigat pe merit. Era și inevitabil să câștig pentru că a fost o diferență destul de mare. M-am jucat în 60 de frame-uri și 60 de hertz-uri te-ai jucat în 240 cu racheta aia. Nu, sper să te pune sănătos și să joci bine rău de tot cu el. Încă o dată mulțumesc că m-ați lăsat să particip aici și chiar nu mă așteptam să câștig mouse-ul ăsta și să te bat mai ales pe tine la Fortnite. Te pup, ce pot să zic? Băi, succes! Mersi, mulțumesc Nexus. S-a văzut clar diferența între PC-uri și nu mă refer neapărat la diferența de specificație, pentru că PC-urile sunt destul de apropiate ca și performanță, ci mai degrabă în momentul în care le limităm. Abonatul, deși nu era un jucător extraordinar de Fortnite, s-a descurcat mai bine doar pentru că a avut un PC mult mai bun și probabil că și pentru că Robinet nu era obișnuit să joace pe 60 de Hz, dar nici pe 60 de frame-uri. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat și vă așteptăm cu un nou clip. Eu am văzut Robinet, acesta a fost challenge-ul lansat de către Nexus spre mine. Chiar mi-a făcut plăcere să dau 1 versus 1 cu cineva random, până la urmă am cunoscut și persoane noi și mă bucur că am reușit să dau și un premiu. Nu uitați să vă abonați canalului dacă mai vreți conte de genul în continuare. Mie mi s-a părut foarte tare. Neapărat apăsați butonul și de like pentru că vrem să vedem susținerea la acest videoclip și ne auzim data viitoare. Ciao!